De câțiva ani în Prahova, numărul urșilor a crescut alarmant. Practic, sunt de 5 ori mai multe exemplare decât efectivul optim, așa că a devenit o obișnuință prezența urșilor în localitățile de pe Valea Prahovei. În ultimele săptămâni însă, populația a reclamat apariția urșilor și în localități unde niciodată nu au existat astfel de sălbăticiuni. Efectivul optim este undeva la 20 de exemplare. Noi am monitorizat 91 de exemplare în luna mai. În această perioadă numărul oricum este în creștere, deoarece au tendința să coboare căutarea hranei. Au fost identificate exemplare în zone atipice pentru urs, gen localitatea Plopu, localitatea Gornet Cricov, la Șoimar, Cărbunești, Arice, Zeletin, zone în care anii anterior nu au fost. AJVPS Prahova gestionează 19 dintre fondurile de vânătoare din județ, iar problemele legate de apariția urșilor sunt pe majoritatea. Grav este însă că, negăsind hrană în pădure, urșii au ajuns să intre în locuințele oamenilor și chiar să atace. Găsesc hrană în pădure, doar că numărul exemplarilor de urși este în creștere. Pădurea are o capacitate limitată de a produce hrană pentru animale. Și neavând suficientă hrană, automat exemplarele se deplasează în căutarea mâncării. Sunt situații în care urșii devin agresivi și sunt un pericol pentru cetățeni. Primarii sunt cei pe care cade responsabilitatea. Primarul este cel care trebuie să întrunească o comisie și să ia măsurile care se impun. Aceste măsuri trebuie să fie graduale și răspunsul să fie pe măsura acțiunii animalului. Cu cât acesta este mai agresiv, cu atât, sau daunele sunt mai mari produse de acest animal, cu atât se pot lua măsuri mai grave, ca să spun așa, pentru exemplarul respectiv. Reprezentanții Asociației Vânătorilor îi sfătuiesc pe oameni să nu încerce să intervină în îndepărtarea sălbăticiunilor pentru că își pun viața în pericol. Animalele de multe ori încearcă să intre în gospodării și reușesc, atacă animale, de multe ori au intrat și în case. Îi sfătuim să nu intervină ei în mod direct, să apeleze numărul de urgență 112 și instituțiile abilitate intervin de urgență. Autoritățile recunosc că măsurile de intervenție nu sunt tocmai cele mai eficiente. Trebuie să ne uităm, să privim realitatea, să ne uităm în spate, să realizăm de ce animalele au ajuns să coboare în intravilanul localității, să vedem de ce pe trasele turistice importante apar exemplare de urs. În urmă cu câteva luni, un tânăr de 17 ani a fost atacat de un urs agresiv în timp ce se întorcea de la o stână din Cornu. Ursul se pare că a fost același cu cel peste care a dat o mașină pe DN1 la începutul acestui an.